Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea. Dragilor, urmează din nou dramulete. Vin datele CPI, Consumer Price Index, în Statele Unite, adică un fel de starea economiei. Și văd foarte multe anunțuri pe internet, pe Twitter, pe ziare. Atenție, urmează volatilitate, atenție, urmează volatilitate. Bun. Acum aș vrea să pun niște întrebări către toți cei care suntem în piața cripto. Bă, tati, de câte ori vine câte o știre, se întâmplă câte o treabă în America, piața cripto trebuie să vibreze. Prima mea întrebare, bă, dar piața asta cripto nu-i globală? De ce piața asta vibrează și intră în fibrilații numai când vin știri din America? Ăia în China nu au CPI, nu anunță datele din economie? India, care sunt de 5 ori cât sunt în America, ăia nu au date din economie? La ăia nu sunt turbulențe, nu sunt vești bune, nu câștigă nimeni la loto. Adică doar când vin datele din America, toată piața asta fierbe. 2. Dacă piața asta fierbe și sunt turbulențe când vin datele din America, nu înseamnă că acolo e ora exactă? Că eu asta înțeleg. Adică văd focusul pe internet, canale, toată lumea vorbește de economie. În clipa de față sunt mișcări puternice de trupe în Asia. Este un război în care nu se trag gloanțe, dar se fac mișcări uriașe de trupe. China cu America. Nu sunt un canal de politică sau de economie, însă sunt lucruri care contează. Și atunci mă gândesc. Hong Kongul, care este proxy-ul Chinei, a anunțat, gata, tati, noi facem legislație, noi aici facem incorporation, te-ai săturat să fii nu știu cum în America sau nu știu unde, veniți la noi. În clipa de față sunt câteva hub-uri pe planeta asta, la Dubai, Singapore, Hong Kong, state și câteva de-astea offshore-uri, BVI-ul, Seychelles și așa mai departe. Dar participanții la piața cripto nu sunt toți americani. Adică Binance-ul ieri posta că au ajuns la o bornă extrem de importantă, 140 de milioane de utilizatori. Dacă ne gândim la ei ca și business, da, 140 de milioane, doamne, e enorm, adică, dar este foarte puțin raportat la potențialul de pe planetă. În clipa de față, în piața cripto sunt câteva exchange-uri, câteva platforme, da? Printre care Binance-ul, care au dezvoltat tehnologii extrem de interesante, extrem de utile. În piețele bursiere nu există o platformă gen cum e cea de la Binance sau Bybit sau KuCoin sau pe care s-o poți folosi atât de ușor. Dar uitându-mă la numărul de useri, ok, încă suntem de vreme, adică nu am atins o platformă 500 de milioane de useri, 700 de milioane, pentru că nu sunt multe. Asta e ideea. Chiar dacă pe CoinMarketCap sunt 650 de exchange-uri, 99% din ele n-au nicio treabă cu succesul, cu business-ul, n-au cum să reușească, pentru că bear market-ul este extrem de agresiv și este foarte greu să faci business. Revenind la ce se întâmplă astăzi. CPI, ok? Deci America din nou dă tonul. Am avut 19 zile în care volatilitatea a fost undeva de 3-4% pentru Bitcoin, adică plictiseală indusă. Da? Cei care sunteți aici de puțin timp, na, o să vi se pară ciudat. Cei care sunteți de mult timp aici, știți că piețele au, cred că, 3 stări. Cea de plictiseală, care e destul de lungă, anul ăsta am avut multe stări. Da? Cei care au răbdare să aștepte întreaga perioadă de plictiseală sunt cei care pot avea șansa de a face foarte mulți bani pe breakout-uri, da? Undeva la 18-20 de zile, 17 zile vine câte un breakout. Hai să vă arăt pe chart-uri ce înseamnă asta. Bun, dragilor, suntem pe chart-ul Bitcoin, da? Astăzi a început activitatea. Pe 12 ore suntem în urcare, pe 4 ore suntem sus, da? 12 ore arată bine, lumânare bullish. Mai are 4 ore lumânarea asta pe daily, arată bine, lumânare bullish, e aproape a doua lumânare, cea de ieri avea o
un micron de coliță, da? Zona de rezistență 31.000, ne apropiem cu viteză de el. Zona puternică de rezistență 31.400. La cum arată setup-ul ăsta, eu cred că trebuie să rupem în sus. Și eu cred că 32-33.000 este o zonă în care ne putem opri acum. Pe weekly suntem în urcare, da? Dar avem acest platou aici, da? Platoul ăsta trebuie rupt. Trebuie rupt pe weekly, pentru că dacă îl rupem, priviți, 37.000. Pe monthly, totul verde, da? Deci totul verde. Deci, nu știu, mulți nu își dau seama, bă, fraților, Bitcoin este în bull market acum. Nu este mega ciclu care îl așteaptă toată lumea după halving, dar este în bull market. N-am ce să discut. Și targetul este ăsta, 50.000. Revenind, unde sunt oportunitățile pentru cei care au răbdare? Bă, fraților, ia priviți aici. Stările pieței cripto. În sus, puternic, bam, 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 da? Aici n-ai cum să zici, bă, n-am cum să fac bani. Ia priviți. Sunt 26% într-o săptămână. Da? N-ai cum să zic că intri în lumânarea asta, ai la altă, nu știu ce, un 5, 4, 3%, n-ai cum să nu prinzi. Da? Și ai zonele astea așa. Plictiseală, plictiseală, plictiseală. Da, uite aici. Avem de aici până aici 19 zile. De aici până aici 18 zile. 19, da? Cam ăsta este, gen, ne uităm la ultimele două zone de plictiseală, cam ăsta este time frame-ul aici. Da, deci vorbim din martie până acum, da? Adică în 114 zile am avut una, două, trei zone mari de plictiseală, care însumează, hai să vedem de aici. 22 cu 19 și cu 19. Hai să punem 60 de zile, da, din 100, cât am zis? Din 114. Deci jumătate din timp piața este plictisitoare intenționat, da? Dar și când nu este, priviți ce se întâmplă, da? Ruperi de-astea puternice de trend, da? Acum noi suntem la un top pentru perioada asta începută din decembrie-ianuarie, da? Asta este o zonă de top. Hai să zicem că mai putem face un higher high, da? Discuția este următoarea, că dacă dăm pe weekly, scoatem indicatorii, facem pe ăsta mare așa, da? Dacă reușim să rupem aici acest 32 care e ăsta, este ăsta, rezistența asta, teoretic ar trebui să începem în zona asta de 40.000. Asta este o structură simplă de piață. Aici putem să punem ăsta unde vrem noi, horizontal line, da? Și putem să îi facem cu roșu. Rezistență, da? Asta este o rezistență mega puternică aici, da? O vedeți aici, de câte ori a atins. Aici aproape că s-a apropiat, da? Iar următoarea zonă de impact este asta, da? O dată aici, o dată aici. Dar astea sunt lumânări pe o săptămână. Dacă graficul ne-ar respinge aici, da? Probabil ar trebui să mai avem o corecție. Important este ca noi în aceste corecții să nu facem zone minime sub ăsta, sub 25.000, da? Dacă îl facem la 28, 27, 26, nu e o problemă, da? Trebuie să respectăm această structură, da? Vedeți? Am urcat odată un platou, bum, am făcut o corecție. Nu ne-am dus sub ăsta. Am urcat platou 2, bum, ne-am dus la vârful ăsta, da? Acum, teoretic, ar trebui să urcăm încă un plafon și aici să vină zona de suport. Iar ăsta ar fi scenariul ideal care ar confirma, bă, 50.000 este o probabilitate foarte mare. Dragilor, mai sunt încă două zile. Miercuri, de fapt, joi și vineri. Iar sâmbătă ne vedem la Timișoara în formula asta. Abia aștept să fim acolo, abia aștept să povestim, să discutăm, să facem show, crypto show. Asta este formula pe care probabil nu o să o mai vedeți la Timișoara cel puțin până la anul, dacă poate nici la anul. Asta este site-ul meu oficial. Cei care nu v-ați abonat la Analize Premium, vă sfătuiesc să o faceți acum, pentru că veți avea acces la toate episoadele. Veți avea acces, cred că, la cel puțin 20 de indicatori bombă. Bombă. Deci bombă, credeți-mă.
Ăsta este cursul de tranzacționare. Dacă vreți să învățați să prindeți oportunitățile majore din piață, vă recomand să faceți o investiție minimă în educația voastră. Ăsta este site-ul meu oficial, mihaidaniel.ro. Astea sunt link-urile oficiale. Mare atenție, eu nu contactez pe nimeni, vă propun investiții. Vă doresc o zi minunată, toate cele bune!